Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Urmăriți magazinul Energofish. Se pare că primăvara își intră în drepturi și astfel se dă startul la sezonul de pescuit, perioada cea mai importantă pentru noi. În emisiunea de astăzi vom face o scurtă privire în trecut, dar totodată vom vorbi și despre noile posibilități ale primăverii. Sper că v-am stârnit interesul și rămâneți alături de noi! Silva și Silar vă prezintă rețeta unei năzi de primăvară pentru o partidă de crab. Luca Cibela vă face cunoștință cu o practică foarte utilă, cu ajutorul căreia veți reuși să schimbați într-un timp scurt firul de pe tamburul mulinetei. Sobo Benze vă prezintă două noutăți din gama Benzar Mix dedicată pescarilor la tehnica Method Feeder. Noul sezon de pescuit este precedat mereu de către o perioadă plină de expoziții interesante. Firma Energofish a fost prezentă la două expoziții din Budapesta, respectiv la o expoziție din Praga, Cehia, și anume expoziția For Fishing. Expoziția For Fishing este un eveniment de amploare în Praga. Producătorii și comercianții produselor de pescuit au ocazia să se prezinte în fața unui public larg pe o suprafață expozițională imensă. Din acest motiv, fac tot posibilul să-și prezinte noutățile cu ocazia acestui târg, care se bucură de un interes mare în rândul pescarilor. Anul trecut, firma Energofish a împlinit 25 de ani de existență, iar anul acesta sărbătorim 5 ani de prezență pe piața cehă și slovacă. În obținerea acestui rezultat, am primit un sprijin important din partea prietenului meu, Puhojolt, alături de care am elaborat acest proiect important. În prezent ne bucurăm de o echipă cuprinzând 10 membri, respectiv de o prezență pe o piață care cuprinde 15 milioane de persoane. Expoziția de la Praga este o bucurie însemnată pentru noi. Firma Energofish este prezentă aici pentru cea de-a treia oară. Am participat la peste 100 de expoziții și târguri și pot să vă spun că For Fishing reprezintă o experiență unică pentru mine. Aici avem șansa să comunicăm direct cu pescarii și totodată să adunăm o serie de informații de la aceștia. Informațiile obținute direct de la cumpărători sunt foarte importante pentru noi, pentru că producătorii și comercianții trebuie să fie la curent privind așteptările și necesitățile clienților. Odată cu apariția firmei Energofish în Slovacia și Cehia, aceste aspecte au fost primordiale încă din primele momente. Astfel, am reușit să elaborăm oferta noastră de produse ținând cont de necesitățile cumpărătorilor, cărora reușim să le oferim soluții utile pe care să le folosească cu maximă satisfacție. În Slovacia, comercializarea produselor Energofish a început în urmă cu 5 ani. De aici, de pe piața slovacă, am trecut pe cea cehă. Oferim produse unui număr de peste 400 de magazine. Expoziția For Fishing este un punct de reper pentru noi, deoarece aici avem șansa să ne întâlnim direct cu pescarii. Pescuitul la crab este foarte popular în rândul pescarilor din Cehia și aici ne bucurăm de specialiști de renume, iar mărcile comercializate de firma noastră sunt deja cunoscute pe această piață. Gama de produse The One, dedicate în mod special pescarilor la crab, este bine cunoscută în rândul pescarilor cehi, pentru care noutățile Benzar Mix lansate pe piață în anul 2018 reprezintă niște produse senzaționale. În cadrul târgului For Fishing, firma Energofish, alături de năzile și momente de succes, a reușit să prezinte și noile sale lansete, mulinete și năluci artificiale. La Budapesta, în cadrul expoziției Fehova, a avut loc gala pescuitului sportiv național, unde conducerea Mohos a felicitat sponsorii de categoria Diamant a echipei maghiare. În acest sens, Radu Morar, proprietarul canalului Fishing and Hunting, alături de Pál István, managerul firmei Energofish, au fost premiați pentru sprijinirea pescuitului de competiție. O asemenea expoziție reprezintă oportunitatea de a prezenta noutățile noastre. Aici au debutat două produse noi sub brandul Koch Ferenc. De când a apărut firul textil Koch, am primit mai multe reacții din partea pescarilor, că ar fi nevoie și de o variantă mai lungă, cu care să răspundem și necesităților pescarilor care pescuiesc la stilul plantat. Foarte mulți pescari de somn au încercat mulineta Koch Banax, care are singurul dezavantaj că dispune de un tambur cu o capacitate de 130-150 de metri, mai ales dacă folosim un fir mai gros. Sunt mândru să vă spun că am reușit să rezolv această problemă și să elaborez un nou tambur potrivit, care are o capacitate mult mai mare. Dacă folosim firul de 0,46, atunci intră pe tambur aproximativ 265 de metri, ceea ce reprezintă o diferență însemnată.
Încă nu am reușit să testăm noul tambur cu toate firele, dar vă pot spune că din cel de 0,58 putem folosi aproximativ 220 de metri și astfel vom reuși să satisfacem cerințele pescarilor care pescuiesc la stilul plantat. Probabil expoziția care s-a bucurat de cel mai mare succes a fost târgul Horgas Show, care a avut loc la începutul lunii martie. Cel mai mare expozant a fost firma Energofish. Expoziția a durat 3 zile, oferind vizitatorilor multe evenimente distractive și speciale cu premii importante, printre care un autoturism. Tot aici s-a desfășurat și evenimentul caritabil Bator Tabor. Firma Energofish este prezentă printre sponsori în fiecare an. În cele 3 zile ale târgului Horgas Show au fost oferite diferite premii, printre care un scaun Carp Expert dedicat pescuitului la feeder, un scaun XXL Zip și un Digital Combo Set pentru 4 lansete. Aceste produse au fost vândute la niște prețuri accesibile, iar sumele colectate au fost donate pentru organizarea evenimentului Bator Tabor. Probabil foarte puțin cunosc faptul că Silva și Szilard, campion mondial și european, obține rezultate importante folosind nada preparată de el însuși. În următoarele clipe vă va prezenta o rețetă de succes pentru un pescuit de primăvară la crab. Salut! Aș dori să vă prezint o nadă pentru o apă rece de primăvară, peștele țintă fiind crapul. Avem nevoie de 2 kg de nadă, Champion C2 Dark, la care adaug 1 kg de TTX și niște porumb de conservă măcinat. Dacă este nevoie, mai adăugăm și niște boabe de porumb. Haideți să vedem cum folosim aceste ingrediente. Elementul cel mai important este turta de porumb. Când pescuiesc pe apă rece, trebuie măcinată cât mai fin. Dar totuși, nu granulația este cea care contează, ci norul pe care astfel îl obținem. Deci introduc în bac 1 kg de TTX. Am nevoie de aproximativ jumătate de litru de apă. Umectare o fac în prealabil. Amestec puțin și urmează să adăugăm nada C2 Dark. Această nadă este identică cu varianta veche. Diferența constă în faptul că are o culoare mai închisă. Eu folosesc 2 pungi. Are o aromă picantă cu tentă de fructe. Fiind vorba de un pescuit pe apă rece, de această dată nu folosim pesmetul englezesc de culoare galbenă. Vom folosi doar o cantitate mică din aceasta roșie. Putem să le amestecăm. Și urmează ingredientul care, după părerea mea, este cea mai importantă. Și anume 4 cutii de porumb care a fost în prealabil măcinat. Am adăugat și asta. Nu arată foarte bine, dar contează faptul că este pe placul peștilor, care sigur nu se vor sătura dacă mănâncă această nadă. Să fim atenți când adăugăm apa. TTX-ul este deja umectat. Prefer să adaug apa în mai multe trepte. Să așteptăm din când în când câte 10 minute pentru ca să-și tragă suficientă apă. Așa arată rezultatul final. Are o culoare închisă și nu va fi foarte stridentă, având o culoare identică cu substratul. Modul de folosire al acestei năzi este foarte variat. Poate fi introdus într-un momitor clasic, într-un momitor de feeder, dar putem forma bulgări, astfel putem pescui și la tehnica match. Este un mix universal care funcționează la orice tehnică. Cei care consumă cu plăcere peștele proaspăt, cu siguranță se vor bucura de următoarele produse din gama Cuda, care sunt prezentate de către Andrei Zoltan. Aș dori să vă prezint gama de produse Cuda, pe care le folosesc în emisiunea culinară Bucătăria iubitorilor de pește. Haideți să vedem care sunt acestea.
Preferatul meu este acest cuțit cu care filetez peștele. Urmează un instrument mai special, la capătul căruia avem un fel de lingură cu care îndepărtăm sângele coagulat și alte reziduri de lângă coloana vertebrală. Foarfeca aceasta este foarte utilă. Cu ușurință putem tăia aripioarele peștelui. Este o foarfecă specială care se desface. Chiar și aceasta poate fi folosită la curățarea peștelui când îndepărtăm solzii. Dispune și de un deschizător de bere. Să nu uităm că este foarte ascuțit, îndepărtează aripioarele într-o secundă. Probabil după câțiva ani de folosire, aceste cuțite nu vor mai tăia la fel de bine. Dar avem aici un instrument de ascuțit, care seamănă cu o ascuțitoare. Cu ajutorul acestuia putem ascuți atât foarfeca cât și cuțitele. O fixez de o suprafață plană. Cu o singură mișcare am reușit să o fixăm de fundul de lemn. După ce am fixat ascuțitoarea, ținem dreaptă lama cuțitului și cu o mișcare fermă reascuțim. Mai avem un orificiu care se folosește pentru ascuțirea foarfecelor. Dispune de o rolă cu ajutorul căreia putem reascuți foarfeca. Dacă suntem pe malul apei și observăm că cuțitul nu mai este suficient de ascuțit, putem folosi cu succes acest instrument de ascuțire. Are trei orificii, la margine este ascuțitoare dintr-un metal de carbid, iar la mijloc orificiul din ceramică cu care vom reascuți cu ușurință cuțitele noastre. Dar haideți să vedem cum funcționează aceste cuțite în practică. În prima fază, eu de obicei tai capul peștelui. Îl voi folosi la o ciorbă. Nu a fost nevoie să depun efort prea mare pentru decapitarea peștelui. Urmează să-i tai coada. Și aceasta va fi pusă în ciorbă. Apoi vom schimba cuțitul. Acesta are o lamă mai lungă și mă ajută să filetez peștele. Încep filetarea chiar de lângă coloană. Și în câteva momente, cu acest cuțit CUDA, vom reuși să obținem un filet de calitate. Vă recomand și dumneavoastră să folosiți aceste instrumente, care vă vor ajuta la filetarea peștelui. În anul 2018, pe paleta produselor Energofish au apărut numeroase produse noi, printre care mai multe în gama Benzar Mix. În următoarele momente, colegul nostru, Sabo Bence, va oferi câteva soluții pescarilor de metod feeder.
În acest an au apărut pe piață 4 game de arome pe paleta produselor Benzar Mix. Aș dori să vi le prezint pe acestea. Voi începe cu preferatele mele, aromele Method Smoke, care funcționează în special la pescuitul Method. Sunt foarte consistente și au un efect vizual asupra peștilor. În ceea ce privește aceste produse, avem două metode de folosire. Odată, le putem folosi în momitor, adăugând la nadă câte o picătură. A doua variantă este să le folosim chiar pe momeală, care poate fi pelete sau altă momeală atașată de cârlig. Sunt niște arome foarte consistente, de aceea stau bine pe momeală sau pe coșuleț, dar cred că imaginile vorbesc de la sine. Aceste produse le găsim în 6 arome diferite. Cea de culoare verde este de scoică. Cea neagră are aromă de ficat. Urmează portocală ciocolată, aroma de ananas, care reprezintă liniile dulci. Și la final, două arome foarte picante, usturoi cu Robin Red, respectiv krill cu chili. Sub aceleași arome se prezintă și lichizii Bait Booster. Aceștia pot fi utilizați în mai multe moduri. Putem aromatiza nada, le putem folosi pe momitor, le putem adăuga la boilii sau semințe, deci au un mod de utilizare universal. Și acestea sunt foarte consistente și se dispersează foarte ușor în apă rece. Continuăm cu aromele Bait Steam. Și pe acestea le regăsim în 6 arome. Încă acestea au o calitate aparte, de aceea vă recomand să le folosiți în perioada verii. Aceste produse se dispersează pe toată coloana apei. Vă recomand să le adăugați la nădirea grea, stropind semințele, boilesurile, peleții și cu ajutorul rachetei veți reuși să formați un pat de nadă cu un nor foarte intens. Astfel și peștii care se vor afla între ape vor ajunge cu siguranță pe patul nostru de nadă și vor găsi momeala noastră. Este o aromă deosebit de consistentă, dar în perioada verii va fi imbatabilă. Încheiem cu aromele Bait Liquid, care sunt comercializate în aceste butoiașe. Nu ocupă foarte mult loc. Au o formă pătrățoasă, sunt ușor transportabile, iar aceste lichide sunt pe placul peștilor, fiind obținute din produse naturale. În afară de două arome, toate celelalte sunt foarte consistente și pot fi utilizate în moduri variate. Fiind produse naturale, pot fi folosite chiar și în mixuri pentru boiles. Dar pot fi utilizate atât la nadă, cât și la semințe ca un atractant. Aș dori să vă vorbesc despre două componente ale acestei familii și anume extractul de ficat și cel de pește. În perioada verii, aceste două produse oferă năzii o calitate superioară, chiar și în condiții de concurs. Vă recomand să le căutați pe rafturile magazinelor și să le încercați cu încredere. Pregătirile pentru noul sezon pot fi realizate cel mai bine în timpul iernii. Cei care ați omis să faceți acest lucru, mai aveți o șansă să recuperați ceea ce ați pierdut. În acest sens, colegul nostru, Luca Cibela, vă oferă câteva sfaturi utile. În timpul iernii, pescarii de spinning sunt preocupați să-și schimbe firul de pe tamburul mulinetelor. Putem schimba firul textil sau chiar și monofilamentul, care deja sunt uzate sau nu mai avem lungimea necesară. Eu testez foarte multe fire. De aceea, de multe ori, se întâmplă să am un fir mai puțin uzat pe tamburul mulinetei pe care doresc să-l păstrez. Cele mai mari probleme le întâmpinăm la pescuitul la feeder sau la cel de boiles, unde pe tamburul mulinetelor avem chiar și 200-300 de metri de fir. În cazul meu, de obicei, lungimea firului nu depășește 150 de metri.
Ca să ușurez procedura schimbării firului, am nevoie de un instrument pe care o să-l fur din bucătărie. Am luat acest mixer care mă va ajuta la această procedură. Totul este foarte simplu. Dăm drumul la mixer, piciorușele se rotesc. Pe aceste piciorușe voi atașa un cilindru, în cazul meu unul de hârtie, cu siguranță cu toții avem așa ceva în baie. Acest cilindru se fixează perfect pe picioruș și astfel am obținut un aparat cu care putem bobina firul cu ușurință. Atașăm firul de tambur și pornim aparatul. Vedeți ce frumos rulează firul. Eventual, dacă dorim să refolosim firul, vom avea probleme. Mai un pic, câteva ture. Reduc din viteză, tai capătul și a rămas pe tambur doar firul de bază. Dacă punem fir nou de aceeași dimensiune, nu mai trebuie să schimbăm firul de bază pe care l-avem deja pe tambur. Dacă nu avem astfel de instrument de bucătărie, putem încerca și o altă variantă. Avem nevoie de o mașină de găurit și o rolă goală de fir. Aceasta are deja o gaură la mijloc. Am introdus un șurub fixat pe o piuliță. Strângem șurubul în menghina mașinii de găurit. Da, am reușit. Strângem menghina. Nu ne rămâne altceva decât să bobinăm firul pe rolă. Cred că data viitoare vă voi prezenta alte trucuri legate de schimbarea firului pe mulinetă. La revedere! Emisiunea de astăzi se apropie de sfârșit, dar nu putem încheia fără concursul ediției. Întrebarea de astăzi sună astfel. Menționați două ingrediente din rețeta lui Silva și Szilárd, care a pregătit o nadă pentru un pescuit de primăvară la crab. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la adresa magazin@energofish.hu. Cel care răspunde corect și are noroc va câștiga 10 kg de nadă Champion. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră și vă așteptăm din nou la următoarea emisiune, care va fi difuzată la sfârșitul lunii aprilie. În numele colegilor mei, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!